Regăsit, Vaslui este din nou în cărți pentru primul titlu din istorie. Moldovenii lui Porumboiu s-au distrat cu Gaz Mătar Mediaș, pe care au învins-o cu un sec 3-0. Cu această victorie, vasluienii sunt la doar 2 puncte în spatele liderului Oțelul. Totuși, cel mai controversat moment al meciului s-a petrecut la faza penaltiului, când arbitrul Colțescu s-a hotărât cu greu ce să acorde, 11 metri sau corner. După ce s-a lămurit situația loviturii de la 11 metri, Wesley și-a luat inima în dinți și a transformat penaltiul obținut de Ada Hilton. 1-0 pentru Vaslui. Medieșenii au contestat reușita lui Ada Hilton pe motiv că mingea nu ar fi depășit în totalitate linia porții. Spectacolul a continuat și peste numai 4 minute, Ierobelu a marcat senzațional cu capul și a stabilit scorul pauzei. 3-0 pentru Vaslui. În repriza secundă, oaspeții au alergat după golul de onoare, însă nu l-au reușit. FC Vaslui Gaz Metan s-a terminat 3-0, rezultat ce îi duce pe moldoveni la 2 puncte în spatele liderului Oțelul Galați.